iată, de mult de acum, de prin anii 2007, s-a început un proces că șefii cu funcții înalte în stat nu vor să primească în audiență cetățenii. Ei se eschivează prin orice, toate metodele să afle ce fac șefii, ce fac subalternii, adică oficial. Adică dacă eu mă plâng pe un procuror, procurorul general, procurorul general îi trimite înapoi procurorului respectiv plângerea mea. Chiar dacă legea despre petiționare spune că n-ai voie să o trimiți la cel pe care te-ai plâns. Da, corect, corect. Iată, eu mă plâng, de exemplu, pe cei care tolerează situația de la Gemeni, mă plâng de 2 ani, procurorul ăsta care e acum general Stoian Noglu, trimite la trebuie. Ei, dar este plângeri penale, nu petiții. Nu, păi, inclusiv, dar plângerea penală, nu plângere penală, e o petiție că eu mă plâng subalternul procurorului Stoian Noglu, că ei încalcă legea. Sau, mai mult ca atât, sunt complici a unor situații de ordin criminal. Domnul Stoian Noglu ieși trimite, nici nu ajunge, dar petiția mea nici nu ajunge la Stoian Noglu. Subalternii lui știu că îi trebuie să o trimate la cel care eu m-am plâns. Și așa și face, iată, eu am un șir de documente care dovedește că tot pe care eu m-am plâns, hârtiile mele, plângele mele sunt la ei. Deci domnul, și domnul Stoian Noglu, când dacă vine la Parlament, el spune că tot e ok. Necătând că el trebuie să răspundă pentru ce își fac subalternii lui, că în codul de procedură penală e scris, procurorul general este procuror ierarhic superior pentru toți procurorii din Moldova. Și el, procurorul general, trebuie să răspundă pentru tot ce fac procurorii din Moldova. Dar ce fac procurorii din Moldova? Fabrică dosare penale și în prezent, în masă. Și domnul Stoian Noglu spune că eu nu știu nică. Ei sunt independenți, ei pot face și vor. Nicătând că codul de procedură penală spune nu. Fac ce vor, dar în baza legii. Indicațiile scrise în orice dosar penal de procurorii superiori sunt obligatorii pentru cei care duc dosarul. Dar ei nu vor să fac. Iată, Parlamentul vrea să-l acum evalueze pe domnul Stoian Noglu. Lasă-l întrebe. Prima întrebare eu își dau. Domnul Stoian Noglu, în câte cazuri mătale ai verificat cum lucrează subalternii mătale? Prezintă-mă că 3 dosare. Indică-ne 3 hârtii care mătale ai adresat procurorului și le-ai făcut observații că ei nu lucrează cum trebuie. Ei lucrează ghine, de-asta noi. Deci, ei fabrică dosare la stânga și la dreapta și domnul procuror nu vrea. Și nici, dacă te duci la procuratura Buicani și îl întrebi șef, dar când ai făcut tu vreun control asupra dosarului care se examinează subalternul? El o spune că ei, dar ce eu n-am drept să mă bag în dosarele lor, că ei sunt independenți. Adică ei fac ce vor și nu răspund, dar nici eu nu răspund. Pentru că dacă îi vrea ca ei să răspundă, eu întotdeauna să-i chem în cabinet și să-i spun, băieți, uite ce ai făcut în dosarul ăla, în dosarul ăla, scrie cereri de concediere. Că așa mi-a zis Plăhotniuc. Acum și așa fac și ei mai continuă. Și ei nici de cum, iată, nu vor să recunoască, dar asta noi am vorbit despre procurorul general, așa e în tot sistemul. Iată, la Ministerul Justiției, nu de mult am fost, se un extras din registrul avocaților. Și am plătit încă 20 de lei pentru că semnal de ei. Și mi-au spus că... Trebuie acordul ministrului. Eu zic, dar în cât timp mi-l dați? Au zis că nu mai puțin de o săptămână. Dar eu zic, de ce? Pentru că eu mă duc la centru cel unde fac pașapoart și eu pașapoart primesc într-o zi. Dar voi, o hârtiuță, un extras din registru care o scoateți în 5 minute, v-am plătit 20 de lei și voi încă să mi-o dați de o săptămână. Acum eu scriu plângere pe cazul ăsta. Și da, doamna șefa direcției vine și spune, hai că să nu aveți poate pretenții, că noi nu ne ocupăm cu asta, nu trebuie să ne ocupăm cu problema asta, să eliberăm certificate. Noi facem politici în domeniul justiției. Și eu când am auzit, dar unde? Ia nu arătați-mi și politică până mă sunt cu dumneavoastră. Dar eu, cum, de vreo 20 de ani tot fac reforma justiției? Și doamna a zis că ei sunt foarte puțini în secția respectivă. Dar eu am zis, cât sunteți? A zis că 8 persoane. Doamne, 8 persoane? Zic, eu aș face politici în tot guvernul. Și da, m-am dus, iată, la a doua situație. M-am dus să înregistrez modificările în statutul Asociației Obștești, care am fondat-o prin 2008. Și eu zic, în cât timp dumneavoastră să-mi dați mie modificările astea aprobate?
Asta în două săptămâni. Dar cum în timpul ăsta, dacă îndori ei pentru mari bani, îți eliberează documentul și știi într-o zi, în aceeași zi, cu pașapoartele, cu buletinile. Dar așa, când trebuie să le plătești, pe degeaba, ei nu vor să facă nimic. Și iată, în tot sistemul ăsta nostru, drepturile omului, adică dacă șefii nu au audiența cetățenilor, măcar o dată în săptămână, eu când eram șeful direcției și stăteam în Parlament la etajul 8, în 1990-1994, primeam cetățenii în fiecare zi după ora 2, era obligatoriu, eu șeful direcției, dar colaboratorii primeau oricând cetățenii. La Parlament, în clădirea Parlament. Dar la acum, nimeni nu poate intra nici într-o instituție publică fără permis special, ori cu scandal. Și dacă intri cu scandal, ministrul de obicei fuge sau cine acolo, șeful direcției, el spune că nu poți găsi și așa mai. Vine poliția și te arestează. Sau te amendează. Da, sau te amendează și așa mai. Iată, da, la Procuratura Generală am filmat femeie ridicată de poliție și mă tind că amendată. Pentru că a venit la audiență, avea programat audiență și... Și iată, ai vorbit de procuratură. O cerut audiență, dar nu i-o dat. Iată, eu am vrut să iau cu mine, dar n-am luat, am zis că altă dată, să vedem ce se va termina epopeea cu demisia procurorului general. Eu cândva l-am convins... Asta îl demisionez, dacă n-ați vrei, da? Asta se durez. Asta îi fabrichează. Iată, în 2000... Nu, el are fabricate, singur și-o fabrică. Da, sunt gata, da? Da. În 2010 eu am convins un deputat să fac o interpelare la procuratură să vedem câți procurori lucrează, câte dosare au făcut, ce salarii au și așa mai departe. Deputatul a făcut și i-a dat procuratura răspuns. Răspunsul am și acum, în original, deputatul mi-a dat și mie un exemplar. În care scrie că în procuratura de atunci lucrau undeva 500 de procurori și 250 de persoane pentru serviciul auxiliere. Acum, la televizor au apărut date în prezent, adică din 2010 până în prezent, sunt 750 de procurori, dar zilele acestea eu am văzut la televizor în reluare, declarațiile lui Oazu Nantoi, care a spus că sunt 900 și ceva de procurori. Vă închipuiți ce s-a întâmplat în timpul, și inclusiv și în timpul lui Stoianoglu? Cât au crescut statele procuraturii, între timp noi aveam numai 400 de judecători. Și închipuiți-vă ce fac astăzi 1000 de procurori. Fac dosare, fiecare numai dacă faci un dosar de an, ăsta sunt 1000 de dosare. Dar ei fac 15, 20, vă închipuiți câte dosare penale se fac în Moldova? Și iată, eu i-am dus și președintele Maia Sandu, un rechizitor, să vadă cum se fabrică dosare penale, poate l-a citit, nu l-a citit, mă rog, dacă a ajuns la dânsa. Cum se fabrică dosare penale în Republica Moldova? Rechizitorul a fost întocmit în 2019 și trimis în judecat în 2020, pe timpul domnului Stoianoglu. Rechizitorul ăsta a fost fabricat la Drochia. Din procuratorii Drochia, știți că a fost o emisiune, ceva o informație din procurorul Drochia. La Drochia, asta e primul plan, eu știu că la Drochia ei fabricează așa, pop, cablinele. Dar nu, asta în toată țara se face. Drochia, mă auziți? Asta în toată țara se face și noi putem asta dovedi. Și iată, eu anunț, domnul Brega poate mai repeți la Curaj TV și o să mai spun și în alt părți, că noi rugăm cetățenii, iată, să vină... Să ne găsească pe Oleg, pe mine, să vină aici, în fiecare duminică, la ora 13, să aducă rechizitorii și sentințe de condamnare definitivă care au fost emise în Republica Moldova. Și noi, ca noi, pe urmă, să adunăm vreo 10-20, să le ducem lui Maia Sandu. Rechizitorii nu sunt, dar sentințele găsești pe internet. Sunt și rechizitori. Nu, păi cetățenii să aducă. Ca noi să le strângem grămadă, da, și pe internet. Spune, Veronica, anul pierzi unii alții, să le ducem președintelui, președintelui Parlamentului, ministrului Justiției, procurorului general care va fi în viitor, și să vadă ei ce se face în țara asta. Poate să fie o procuroră, să vorbește cu Olesia, o să ajung. O fim? O procuroră generală. Dacă doamna are cunoaște fabricate, dosarii, poate să aducă. Doamna, dacă Veronica poate povestească cum trăiești fără viză de reședință. Doamna, 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 doam